Eu vreau să revin la declarația, era să spun, a primului ministru, dar deja pentru mine e mult cel mai nou. E primul politruc al țării. Că prim-ministru nu mai e de mult. Din moment ce ai oameni mai importanți ca tine în guvern, adică scăpați total de sub controlul primului ministru. Doamna Udrea e de mult numărul 2 în România. N-are, nu se mai îndoiește nimeni. Așa că nu dă socoteală premierului. Domnul Lăzăroiu e al treilea om în țară. Dacă îl mai socotești pe domnul Blejner, domnul premier, e cam pe locul 5 așa pe țară. Nu, vreau să spun așa. L-aș fi bănuit de gândire cu premeditare. Sau că nu știe bine matematică. Dar eu cred că premierul Boc, după ce a ieșit întâi doamna Udrea și domnul Lăzăroiu ne-a anunțat ce ne așteaptă și ce vremuri grele și cum este cu bogăția la români, vine și premierul și spune o profundă minciună. Pentru că primăriile în România sunt foarte sărace, n-au avut bani ăștia. Că spună, păi ce, de ce nu v-ați chivernisit bine primarii PSD sau PNL? Da. Păi nu am avut bani niciodată pentru treaba asta, domnul Boc. Și dumneavoastră ce faceți acum e un genocid. Adică ați împărțit țara în susținătorii PDL care să stea în căldură sau bine și restul să moară de fric. Că nu i-a votat pe ei și a votat primari PSD sau PNL. Pentru că guvernul nu poate să-și ia mâna fără să-și asume răspunderea. Brusc așa, spunem, domnule, noi nu mai dăm. Este o minciună, pentru că era 50%. Eu nu cred că domnul Boc nu știe că guvernul dădea aproape 50% împreună cu primăriile.